Bine ați revenit la mobilisimo.ro. Halloween-ul a trecut, speriturile au rămas. După ce v-am prezentat recenzia lui Five Nights at Freddy's, partea 1, a apărut și partea a doua și ne-am mobilizat. Am descărcat jocul și l-am testat pe Sony Xperia Z3, primit în teste de la EMAG.ro. Am testat primul joc, nu pot să zic că ne-a plăcut foarte mult, i-am dat o notă ok totuși, dar mi s-a părut puțin overhyped, prea vorbea lumea de el, pentru un joc relativ mediocru. Ei bine, Five Nights at Freddy's 2 schimbă puțin conceptul și, sincer să fiu, îmi place mai mult și mi se pare mai înspăimântător. Am avut parte de jumpscare-uri care chiar m-au speriat, spre deosebire de primul. Jocul costă $3, îl testăm pe Xperia Z3 și hai să vedem care sunt conceptele noi. În primul rând, hai să dăm pe Mut, apelantul nostru, care ne învață ce se întâmplă. Avem 5 nopți, suntem un paznic de noapte la un restaurant gen Chuck E. Cheese. Avem în continuare camere de filmat care supraveghează anumite camere în care se află anumite personaje animatronice. De obicei, acestea încântă copiii de-a lungul zilei sub formă de papițioi uriași, iar noaptea prind viață și ne atacă pe noi, pasnicul clădirii. Camerele sunt acum mai multe, iar inamicii animatronici sunt în număr de 10, mult mai mulți decât în primul joc. Trebuie să avem grijă la această cutiuță muzicală din camera 11, pe care trebuie să o activăm din când în când pentru a ține un anumit monstru la distanță. Iată, vom putea să aprindem și lumini în fiecare cameră, spre deosebire de primul joc, și acum nu mai avem uși și lumini pe care să le activăm cu butoane, ci avem doar o lanternă pe care o putem folosi din când în când. Aceasta este bateria lanternei în colțul de stânga sus și dacă moare bateria, nu murim noi, nu pierdem nivelul ca în primul joc, pur și simplu putem să sperăm că avem noroc sau să folosim masca. Este masca ursulețului Freddy Fazbear, care îi poate păcăli pe anumiți monștri să creadă că sunteți unul de-al lor. Ei bine, jocul s-a făcut ceva mai complex. În primul rând, putem să ne uităm și pe aerisirile din dreapta și stânga noastră, pentru că vor veni monștri nu doar din față, ci din dreapta sau stânga, și există și inamici cu anumite puteri, ca să zic așa. În primul rând, este un băiat care râde destul de înspăimântător și se dezactivează lanterna voastră când apare el. Apoi, anumiți monștri sunt imuni la lanternă și imuni și la această mască. În acest titlu, dacă apare cineva în fața mea, fac câteva flash-uri cu lanterna și dispare. Hai să vedem camerele și cum stăm. Nimeni aici. Nimeni aici. Tocmai am auzit un copil zicând hai. Nu o să iasă prea bine. Văd că iepurașul este aici acum. Ar fi trebuit să fie aici împreună cu celelalte personaje. A dispărut și vine spre noi. Trebuie să avem grijă de cutiuța muzicală. Și în același timp să ne uităm în fața noastră. Să ne uităm și la aerisiri. Din nou la camere. Un joc care vă crește tensiunea și vă ține în suspans, iată-l și pe acel băiețel. Din câte știu, după cum am spus, el tinde să dezactiveze lanterna. În acest joc vă pot ataca mai mulți monștri deodată, nu numai unul, și când lanterna nu merge, suntem obligați să ne punem masca, deși, sincer să fiu, de fiecare dată când am folosit masca, nu a ieșit prea bine. Iată, acest băiat enervant se află aici. Hai să mai dăm câteva flash-uri. În cele din urmă se vor desemna și vor pleca monștrii care sunt flashuiți. Din nou trebuie să avem grijă de cutiuța muzicală. Așteptați-vă la un jumpscare. Personal, mi s-a întâmplat să-mi cadă telefonul din mână. Iată-l, în continuare, băiețelul. Încercăm să-l alungăm cumva, pentru că altfel vom fi mâncați de el. Și iată, nu mai pot folosi lanterna din cauza sa. Văd că vine Foxy spre noi. Din câte știu, Foxy este invulnerabilă la mască. Deci ar trebui să o flash-uim pentru a dispărea. Dacă ne trezim cu ea în față, înseamnă că e invulnerabilă la lumină și o să iasă rău. Între timp avem un semn de exclamare aici, semn că ar trebui să umblăm la cutiuța muzicală. Jocul este mai stresant și poate crește tensiunea mai mult decât predecesorul său. Nu am putut să trec de noaptea 2, în vreme ce la primul joc am ajuns chiar la noaptea 4 la un moment dat. Ce să fac acum? Să o las pe Foxy să ne atace sau să umblu la cutiuța muzicală? Este o alegere foarte grea. Hai să ținem lumina pe Foxy, să vedem ce se întâmplă. Mă aștept oricând la un jumpscare. Jumpscare ieftin, ieftin, dar înspăimântător oricum. Rămânem fără baterie în curând. Și ce-o fi, o fi, hai să ne punem masca și să sperăm la cei mai buni. În orice clipă vom fi atacați, după cum tocmai am pățit. Cam asta este baza lui Five Nights at Freddy's 2. 10 monștri animatronici, mai mult decât cei 3-4 din primul joc. Jocul costă $3, este mai înspăimântător și are mult mai multe mecanici de care să avem grijă. Pot să spun că îmi place mai mult acest titlu.
și mai sunt și diferite vulnerabilități sau invulnerabilități ale moștilor, trebuie să stați de la ora 12 noaptea până la 6 dimineața să păziți restaurantul fără să fiți atacați. Aveți 5 nopți de pază. Din câte știu, mai există și o noapte de overtime și una customizabilă, cel puțin în versiunea de PC. Nu știu dacă și cea de mobil are acest lucru. Acustica este foarte bună la acest joc, atmosfera e excelentă, se aude și acea alertă uneori, se aude cineva foșnind, umblând pe lângă noi, deci panica crește. Aceasta este camera nouă, unde se află trei monștri, ursul, puiul și iepurele, ei sunt cei principali, dar găsim și monștri casați din primul joc, eviscerați și casați, iată și pe băiatul enervant de mai devreme, cel care îmi dezactivează lanterna uneori. Activăm cutiuța muzicală. Enervanta cutiuță muzicală. Cam așa se pune masca pe față, auzit și un zgomot de fundal foarte enervant. Cred că era venit acel băiat, pentru că am auzit un hello. Așa că hai să vedem ce avem noi aici. Nimic aici, nimic aici. Ceva mișcare pe aici. Hai să umblăm și la cutiuța muzicală. Și să vedem ce e cu acel hello de mai devreme, pentru că trebuie să răspundem la salut. Iată, vine puiul spre noi. Nimic în față, nimic aici. Iată și un sunet foarte nervant. Observați cum merge lanterna, deci... Hello. O, nu, vine monstru spre noi. Hai să ținem lanterna pe el să vedem ce se întâmplă. Este chiar Freddy, dacă nu mă înșel, Freddy the Fazbear. Teoretic ar trebui să pot să scap de el foarte ușor dacă îmi pun masca, pentru că sunt un urs ca și el. Nu o pun. E posibil să iasă rău. În fine, îi dăm jocului nota 9 din 10, e mai înspăimântător decât primul, îmi place mai mult, îmi plac noile mecanici de joc și este un joc foarte stresant. Dacă vreți să fiți zen, să vă relaxați, nu-l jucați, dacă vreți să fiți stresați, jucați-l, dacă vă place foarte mult stresul și apăsarea constantă pe ecran și tensiunea. Five Nights at Freddy's 2, testat pe Sony Xperia Z3, nota 9 din 10 de la mobilissimo.ro. La revedere!